Veste proastă pentru buzoienii care se așteptau ca odată cu schimbarea conducerii companiei de apă vor plăti un preț mai mic pentru apa de la robinet. Noua conducere a operatorului regional de apă și canalizare a anunțat astăzi că este puțin probabil ca prețul apei potabile din municipiul Buzău să fie diminuat în această iarnă. Când anticipați că prețul apei va scădea, când buzoienii vor plăti mai puțin la factură? Eu nu vă pot preciza acest moment, pot doar să vă spun că am început și voi face acest, voi implementa acest program de acțiuni pe care împreună cu domnul director economic Dragomir Văsit deja am început să-l proiectăm pentru anul 2019. Eu am, așa cum vă spuneam și anterior, un mandat de 4 luni. Și în măsura în care, după ce îmi depun candidatura, voi fi selectată pentru un mandat de 4 ani, voi putea să duc și după 4 luni încolo la îndeplinirea acelei măsuri. Cert este că deja acest program deja a început, dar pentru anul 2019 noi ne-am stabilit un program de reducere de costuri și de creștere de venituri, astfel încât să fim în situația la mijlocul anului viitor să propunem o reducere de tarif. Simona Săvulescu, noul director interimar al companiei de apă Buzău, a mai anunțat că nici salariile celor din conducerea societății nu vor putea fi diminuate prea curând. Salariul directorului general provizoriu, având în vedere că acesta a preluat, pentru că așa sunt prevederile legale, a preluat în întregime contractul postului director general, automat că directorul general provizoriu a preluat salariul anterior, al directorului general anterior. Referitor la celălalt director care este în companie, și anume domnul director economic Dragomir Păsâi, și dânsul are un contract de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație. Eu nu pot lua măsuri cu privire la diminuarea sau creșterea salariului unui director. Deci rămân și salariile și bonusurile, rămân doar dumneavoastră le prelevați. Acestea sunt prevederile legale. Ionel Tescaru a fost înlăturat de la conducerea companiei de apă la presiunea edilului Constantin Toma. Timp de 2 ani, primarul a spus că dorește schimbarea conducerii companiei, invocând printre altele prețul prea mare al apei, dar și salariile uriașe ale celor din conducerea societății. În locul lui Ionel Tescaru a fost numită la conducerea companiei Simona Săvulescu, consilier al primarului Constantin Toma și fostă angajată acestuia la una dintre firmele pe care acesta le administra.